Lăudat să fie Domnul! Amin! Vă invit să deschideți Cuvântul Sfânt pentru seara aceasta la Evanghelia după Matei, capitolul 26, și vom citi Cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 69, pagina Sfintele Scripturi, traducerea Cornilescu, 958. Petru ședea însă afară în curte. O slujnic a venit la el și a zis: și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și a zis: nu știu ce vrei să zici. Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo: și acesta era cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat iarăși cu jurământ și a zis: nu cunosc pe omul acesta. Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru: nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, că și vorba te dă de gol. Atunci el a început să se blesteme și să se jure zicând: nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea a cântat cocoșul și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Iisus: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Amin. Vă invit să vă reașezați. Suntem binecuvântați de Dumnezeu împreună cu soția mea să fim în zilele acestea cu dumneavoastră aici în Belgia pentru prima dată. Mulțumesc fraților pentru invitație, fratelui păstor, fratelui Dorin, echipei de slujire. Mulțumesc bisericii care se roagă pentru noi, fraților și surorilor, și din toată inima spunem: Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă aducem salutări sfinte de la Biserica Betania din Cluj, biserica pe care o slujim pentru vremea aceasta. Spun pentru vremea aceasta, că noi suntem bistrițeni. De aproape 20 de ani Dumnezeu ne-a dus în orașul Cluj să facem lucrarea Domnului. Salutul bisericii noastre este: Maranata, Domnul nostru vine! Că noi toți, ca și dumneavoastră, l-așteptăm pe Domnul Iisus să vină. Măriți să fie Domnul! De asemenea, vă aducem salutări din partea familiei noastre. Dumnezeu ne-a dăruit 9 copii, avem 7 căsătoriți, avem al 14-lea nepot pe drum, suntem o familie binecuvântată ca și ale dumneavoastră și din toată inima spunem: lăudați să fie Domnul! Amin. M-am bucurat să vă văd într-un număr atât de frumos, într-o sâmbătă seara, aici la Casa de Rugăciune. Apreciez prezența dumneavoastră a fiecăruia, dar din toată inima mă bucur de prezența Domnului, de cercetarea Duhului Sfânt care am simțit-o aici în adunare, atât la rugăciune, cât și la îndemnuri, cât și la cântare, și pentru aceasta spun: măriți să fie Dumnezeul nostru! Preobiților, după multe frământări, pentru că așa suntem noi predicatorii, ca și cântăreții și ca și slujitorii, mereu ne frământăm înainte să transmitem un mesaj. Am spus-o și cu o altă ocazie, nu că nu aș putea să transmit un mesaj sau un discurs teologic pe care să-l pregătesc, pe care să-l citesc, pe care să-l prezint, dar sunt aici să transmit un mesaj din partea lui Dumnezeu. Amin. Pentru sufletele dumneavoastră și pentru mine și pentru soția mea. Și lucrul acesta nu este atât de simplu, este nevoie ca Dumnezeu să ne dea putere și să ne vorbească Dumnezeu. Amin. După multe frământări în această seară, am ales să citesc pasajul acesta din Scriptură, care ne vorbește despre un moment complicat din viața umană a Domnului Iisus. Imaginați-vă că Domnul Iisus era la judecată. La judecată nimeni nu merge cu bucurie și nimeni nu-și dorește să meargă la judecată. Ideea aceasta de tribunal, de judecată, este una pe care vrem să o respingem și bine să o respingem. Acum Fiul lui Dumnezeu era în fața Sinedrului, în fața unor oameni care puteau să decidă soarta lui, să-l trimită la moarte sau să-l lase cu viață. Ucenicii care au făcut promisiuni pe care dumneavoastră le știți, s-au cam risipit. Și printr-o circumstanță asupra căruia nu vreau să insist, ucenicul Petru a intrat și el în curtea marelui preot. Și Biblia ne spune, afară era noapte, era frig, înăuntru era Domnul Iisus în fața judecății și cei din curte au făcut un foc. La para focului,
La lumina aceea, cineva l-a zărit pe ucenicul Petru. O slujnică. N-avea nici armă, n-avea nici suliță, n-avea nici sabie. Era o femeie simplă, o slujitoare. Se pare că și dumneata sus cu mine vorbiți. Eu nici măcar nu înțeleg ce vorbiți. Eu limbajul ăsta nu-l cunosc. Nu trece foarte mult și aceeași persoană sau altă persoană insistă din nou. Și tu ești din grupul. Eu? Mă confundați. Dar nici măcar nu-l cunosc pe omul ăsta. Și când se insistă a treia oară, Biblia spune și am citit, ca să fie convingător. A început să se blasteme și să se jure zicând, nu-l cunosc pe Iisus. 3 ani și jumătate n-a avut nevoie de traistă, nici de bani. Când a avut nevoie de bani, Domnul Iisus l-a dus la mare și nu l-au ținut acolo o jumătate de zi să tot pescuiască. Primul pește care îl prins, deschide-i gura, în gura lui sunt bani. Plătește pentru mine și pentru tine. Glorie Domnului. 3 ani și jumătate a fost în cercul cel mai intim al Domnului Iisus. A văzut minunile lui Dumnezeu. În casa lui Iair, când fiica aceea de 12 ani era moartă, Biblia spune, Domnul i-a scos pe toți afară. Mama fetei a fost înăuntru și printre ucenicii puțini care au fost acolo era și Petru. Și Petru a văzut minunea când Fiul lui Dumnezeu a prins-o pe fetița aceea moartă de mână și a strigat, Talita Cumi, fetiță scoală-te. Aleluia. Și fetița s-a ridicat. Și Petru a văzut asta. Pe Tabor, la schimbarea la față, când s-a arătat Ilie și Moise, spune Biblia, și Domnul s-a schimbat la față, în fața lor, și un glas s-a strigat din cer, acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea. Petru era acolo. Aleluia. 3 ani și jumătate a fost în cercul intim al Domnului Iisus. 3 ani și jumătate. A văzut minunile, a văzut lucrările lui Dumnezeu. Și acum se blastămă? Se jură și spune, nu-l cunosc pe Iisus. Dacă ar fi în biserica Elim din Bruxelles, unde ar fi locul lui? La spune pe scaunile astea aici în față? Dacă s-ar face alegeri de comitet, l-a spune pe listă pe un astfel de om. Dacă ați promova slujitori, ați promova un astfel de om. Eu cred că un astfel de om între noi, între români, ar avea o emblemă și peste 10 de ani, și el și familia lui, dacă am ști despre el. I-am pune noi așa un portret. Oameni buni, istoria s-a derulat. Domnul Iisus a fost trimis la moarte și a fost omorât pe cruce. Moartea lui a fost dovedită. A fost îngropat într-un mormânt. Dar la 3-a zi a înviat. Aleluia. Și este viu în vecii vecilor. Aleluia. Și este la dreapta lui Dumnezeu. Și prin Duhul Sfânt este prezent în adunarea noastră. El este prezent aici în seara aceasta. Aleluia. Și toți care credem să spunem, slăvit să fie Domnul. Aleluia. Slăvit să fie Domnul. Aleluia. Sunt multe lucruri pe care nu le înțeleg. Și nu înțeleg nici aspectul acesta. După înviere, Domnul Iisus Hristos s-a arătat ucenicilor, femeilor. Dar ceea ce citesc în Marcu, în capitolul 16, este următorul lucru, la versetul 6 și 7. Auziți ce spune Biblia? El, adică îngerul, le-a zis femeilor, nu vă spăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret care a fost răstignit, a înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Și priviți, vă rog, la versetul 7. Dar duceți-vă și spuneți ucenicilor și citiți tare. Și lui. Dacă eu trebuia să aleg cine să vină la întâlnire, spuneam să vină toți ucenicii, dar cu Petru mai vedem. Dar cu Petru mai vorbim. Petru n-are ce căuta și știe el de ce. Și știa de ce. Mă surprinde Domnul, pe toți ceilalți cheamă în grup, dar Petru să nu lipsească. Doamne, nu te înțeleg.
la întâlnirea de după înviere, să nu lipsească trădătorul, să nu lipsească cel care în momentele cele mai grele te-a trădat, te-a abandonat, a spus că nu te cunosc, s-a blestemat, să nu lipsească. Cum a reușit Petru performanța aceasta? Știți ce cred eu? Petru a găsit iertarea adevărată. Dacă avem ceva, de ceva nevoie în această seară, frați și surori, penticostali, ascultați-mă bine, avem nevoie de iertare. Aleluia. Avem nevoie de iertare. Și m-a încurajat ultimul vers pe care sora Naomi l-a cântat, sau refrenul, care spunea: de fiecare dată când am greșit, Tu m-ai iertat. Seara aceasta, Duhul Sfânt este prezent în adunare și seara aceasta Domnul Iisus este aici să se îndure de noi și să ne mai dea încă o dată harul iertării. Și toți care aveți nevoie de aceasta împreună cu mine, să spunem: lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Va mai fi o întâlnire după înviere, nu-i mult, vine Domnul Iisus. Și Duhul și Mireasa zic: vino. Și Biserica Domnului să zică din toată inima: vino, Doamne Iisuse. Dacă pierd momentul acela, ascultați-mă bine, dacă în ziua aceea sau noaptea aceea nu voi auzi numele, dacă nu voi fi chemat nominal la întâlnirea după înviere, toată slujirea mea, toată alergarea mea, tot sacrificiul meu, toți cei peste 50.000 de kilometri care fac cu mașina în România pe an, alergând să slujesc și să predic Evanghelia, n-au nici o valoare. Dacă am pierdut momentul acela, am pierdut totul. Dacă ai pierdut momentul acela, ai pierdut totul. De aceea în seara aceasta fie momentul când Domnul să ne mai lege odată de cer, să ne mai lege odată de împărăția Lui. Acum când Duhul Sfânt este prezent aici, acum când Duhul Sfânt ne cercetează și strigăm din toată inima: mărit să fie Dumnezeul nostru. Cum a reușit Petru? Cum a reușit trădătorul ca să ajungă să fie chemat nominal la întâlnirea de după înviere? Cum a reușit Petru ca să primească iertarea din partea Domnului și să spună să vină toți ceilalți ucenici, dar Petru să nu lipsească? Cum voi reuși eu? Cum voi reuși dumneata? Biserica penticostală nu mântuiește pe nimeni. Sisteme religioase nu mântuiesc pe nimeni. Oameni buni, iertare sub soare există doar prin Iisus Hristos. Și strigăm în această seară: mărit să fie Domnul! Petru, în primul rând, și-a răscolit memoria, spune Biblia, Petru și-a adus aminte. Una dintre marile probleme pe care le are Dumnezeu cu mine, cu omenirea, cu dumneavoastră, este că uităm repede. Și problema care este, uităm repede ce ne face Dumnezeu bine. De aceea spunea psalmistul: binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita, spuneți lare. V-a făcut Dumnezeu binefaceri? Ne-a făcut Dumnezeu binefaceri? Mărit să fie numele Domnului. Niciunul dintre noi nu merităm să fim în această seară aici, se spunea. Niciunul dintre noi nu merităm binecuvântările lui Dumnezeu. Tot ceea ce suntem, suntem datorită lui Dumnezeu, datorită îndurării sale, și spunem: slăvit să fie Domnul. Trăgea Dumnezeu ca un semnal de alarmă în cartea Deuteronomului, în capitolul 8, versetul 10, și vreau să vă citesc câteva versete. Și spunea Dumnezeu poporului său din vremea aceea, auziți ce spunea Dumnezeu: când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vezi, să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo, încât să nu păzești poruncile, rânduirile și legile Lui pe care ți-le dau astăzi. Încă o dată, când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi case și vei locui în case frumoase, când vei vedea mulțindu-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-se argintul și aurul și crescându-l tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mână și să nu uiți pe Domnul. Când vei privi la realizările tale, când vei privi la familia ta, când vei privi la binecuvântările tale, vezi să nu uiți că toate acestea le ai de la Dumnezeu.
că toate acestea le ai prin harul lui Dumnezeu și tot ceea ce ești și tot ceea ce ai este datorită lui Dumnezeu și să strigi în această seară, lăudați să fie Dumnezeu! Niciodată, oameni buni, niciodată, nici în România n-am avut posibilitățile care le avem astăzi, niciodată. Niciodată nu s-a trăit atât de bine ca și astăzi, doar eu nu sunt foarte bătrân, dar eu știu că în copilăria mea, în copilăria noastră, care erau condițiile noastre și am trăit într-o familie relativ săracă și știu ce înseamnă asta, dar acum suntem binecuvântați de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, dar niciodată n-am avut atât de mulți oameni nemulțumiți, niciodată. Niciodată nu au avut atâți oameni depresivi ca și astăzi, niciodată nu s-au luat atât de multe medicamente ca și astăzi de depresie, niciodată, datorită nemulțumirii. Știți de ce? Pentru că oamenii nu știu să mulțumească lui Dumnezeu și se spunea deja în această seară să dea Dumnezeu să vină peste noi un duc de mulțumire. Să ne cerceteze Domnul prin Duhul Său cel Sfânt. Când te uiți la casa și la familia ta și la copiii tăi, să-L preamărești pe Dumnezeu, să-I mulțumești lui Dumnezeu și spunem slăvit să fie Dumnezeul nostru. De ceva vreme la comunitate, la biroul comunității a venit un frate și stătea pe un scaun și povestea despre viața lui. Și spunea fraților, plângând, spunea, de peste 30 de ani, eu și soția mea îngrijim un copil al nostru, care niciodată nu s-a îmbrăcat singur, niciodată nu s-a dezbrăcat singur, niciodată n-a mâncat singur, niciodată n-a mers la baie singur, niciodată nu s-a spălat singur de peste 30 de ani. Eu și soția mea suntem deja bătrâni, bolnavi, ne-am îmbolnăvit îngrijindu-l. Și ne gândim că într-o zi vom pleca din lumea aceasta și va rămâne a nimănui. Și în timp ce omul acesta povestea, plângând durerea lui, stăteam undeva alături pe un scaun și mă gândeam, Doamne, Tu în familia noastră ne-ai dat 9 copii, toți sunt sănătoși, toți se spală singuri, toți merg la școală singuri și vin de la școală, toți mănâncă singuri, toți se îmbracă singuri, toți. Și aceasta nu pentru că avem vreun merit, și aceasta pentru că este îndurarea Ta atât de mare. Și în această seară, oameni buni, vă provoc să-I mulțumim lui Dumnezeu. Aleluia. Să ne răscolim memoria și să nu uitați nici una din binefacerile lui Dumnezeu. Și când ne așezăm pe genunchi și când ne ridicăm de pe genunchi și când venim și când plecăm și când ne uităm la ceea ce avem și la ceea ce suntem, să spunem slăvit să fie Dumnezeul nostru. Slăvit să fie Dumnezeul nostru. Petru și-a răscolit memoria. Petru și-a adus aminte. În al doilea rând, Petru a găsit calea iertării, pentru că Biblia ne spune, Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Domnul, a luat în serios cuvântul Domnului. Îl luați în serios pe Dumnezeu? Amin. Îl luăm în serios pe Dumnezeu? Credem noi că acest cuvânt este cuvântul Dumnezeului celui viu? Amin. Credem noi că Evanghelia aceasta este chipul Dumnezeului celui nevăzut? Credem noi, punem noi bază pe ceea ce spune Biblia și pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Doamne, cercetează-ne! Când Petru era la pescuit, spune Biblia, și citim în Luca capitolul 5, după ce toată noaptea s-a trudit împreună cu colegii, domnule, ăștia erau pescari, ăștia le aveau cu pescuitul. Eu n-am fost niciodată pescar, locuiesc lângă Someș de aproape 20 de ani, nu le avem nici cu undiță, nici cu pești. Dar țin minte că odată în America, niște frați, ca să mă simt și eu bine, m-au dus într-o noapte cu ei la pescuit. Domne, au pescuit oamenii, la un moment dat, eu le-am încurcat vreo 4-5 undiță, toate le-am legat pe acolo. Și unul dintre frați, așa mai respectuos, frate, mușor, stai de-a ta în colțul ăla de barcă, că ne descurcăm noi. Ei se descurcau mai bine fără mine. În privința că ăștia toată noaptea au trudit. Știau, domnule, unde-s locurile de pești, știau cum se prind pești, asta era meseria lor. Știau să arunce brejele și în dreapta, și în stânga, și în față, și în spate. Și toată noaptea au bătut apa, cum spunem noi, și n-au prins nimic. Și dimineață, când Domnul se apropie și îi vede, mă băieți, ați prins ceva? Păi cred că nu mai mare nenorocire pentru niște pescari să strige așa în cor. N-am prins. Păi unii nu rezistă, domnule, am văzut eu, când vin de la pești, dacă nu prind, să duc și cumpără, domnule, numai să miroasă pește. Nu se pot răbda, cum, domnule, fără pește? Și ăștia în cor trebuie să strige, n-am prins nimic. Și Domnul spune, în partea dreapta corăbiei, Petre, acolo sunt pești.
Doamne, noi toată noaptea ne-am trudit, noi toată noaptea am încercat, dar la cuvântul Tău mai încercăm încă o dată, pentru că la cuvântul Domnului mai merită să încercăm încă o dată. Slăvit să fie Domnul! Și la cuvântul Domnului, pentru că a crezut pe Domnul pe cuvânt, Biblia spune, s-au umplut mlejele de pești, au făcut semn tovarășilor lor care erau departe cu corabia și ambele corabii se afundeau din greutatea peștelor. Într-o altă circunstanță, Matei, capitolul 14, spune Biblia, când Domnul era la orizont și era atât de mare furtună, Petru a zis, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe apă. Și Domnul a spus, vină. Și cum calc eu pe parchetul acesta sau dumneavoastră, pe apă, Petru a început să meargă spre Domnul. Pentru că l-a crezut pe Domnul pe cuvânt. Dar Matei, capitolul 26, Domnul le spune, se împlinește vremea, se împlinește cuvântul, bate voi păstorul și oile turmei vor fi risipite. Și voi toți veți găsi în mine o pricină de potignire. O crezut Petru? Petru a făcut un pas în spate și a zis, vezi pe ăștia? Dacă toți ăștia te trădează, contează pe mine. Eu mă duc cu tine în temniță și mă duc cu tine la moarte. Și Domnul i-a zis, Petre, înainte să cânte cocoșul, tu te vei lepăda de mine? O crezut Petru? Nu. No. Să nu pui sub semnul întrebării valoarea cuvântului Dumnezeu. Să nu diminuezi prin atitudinea ta adevărul Evangheliei și să nu suferi Evanghelia datorită atitudinii tale sau ale mele, pentru că citesc în Exod, în capitolul 20, versetul 7, să nu iei în deșert numele Domnului, pentru că Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit pe cine face lucrul acesta, că Dumnezeul nostru este sfânt. Că Dumnezeul nostru este sfânt. Că Dumnezeul nostru este sfânt, slăvit să fie numele Lui. Și ce se apropie de El trebuie să creadă că El este. Credeți că Domnul este? Și crezi că Domnul este prezent în adunare în această seară? Crezi că Domnul este lângă tine în seara aceasta? O, lăudat să fie numele Lui! Nu pune sub semnul întrebării valoarea Evangheliei, că Evanghelia este probată de Dumnezeu, este cuvântul veșnic al lui Dumnezeu, asupra căruia Domnul a spus, nu va trece nicio virgulă, nicio iotă, pământul și cerul vor trece, dar cuvântul acesta rămâne în picioare, că Dumnezeu trăiește, că Dumnezeu conduce universul, că Dumnezeul nostru este sfânt, mărit să fie numele Lui. Samaria era într-o situație pe care nu vă pot descrie, măcar că vă spuneam, în copilăria mea am trăit într-o familie relativ săracă, am fost slugă o vară la oi, o vară la capre, știu ce înseamnă să mănânci pâinea unui slugă, cum sunt tratați slugile sau cum erau atunci. Dar cu toate acestea, nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat în Samaria. Samaria era împresurată, atât de greu era în Samaria, că mamele, asta e Biblie ce vă spun, nu-s povești, e Biblie, au început să-și fiarbă copiii și să-i mănânce. Au delirat. Nici parlamentul, nici împăratul, nici guvernul, nimeni nu avea nicio soluție. Nimeni! Și Biblia spune că într-o astfel de situație se ridică un om al lui Dumnezeu. Îmi doresc în biserice noastre să fie tot mai mulți oameni al lui Dumnezeu. Vreți? Vrem păstorii să fie oameni al lui Dumnezeu. Vrem predicatorii să fie oameni al lui Dumnezeu. Vrem cântăreții să fie oameni al lui Dumnezeu. Vrem profeții să fie oameni al lui Dumnezeu. Și noi toți să fim oameni al lui Dumnezeu. Ziceți amin. S-a ridicat un om al lui Dumnezeu și au zis ce mesaj transmite. Așa vorbește Domnul. Mâine, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Oameni buni, i-am mai spus lucrul acesta. Cea mai exactă matematică și știință matematică de sub soare nu sunt cercetările de la NASA. Că și acolo îmi place să mai citesc anumite documentare, să mai scapă câte o cheie, câte o nu știu ce, să mai întâmplă tot felul de minuni și acolo. Dar cea mai mare și mai exactă știință de sub soare este cuvântul lui Dumnezeu. M-auziți? Mesajele lui Dumnezeu nu sunt probabil,
Nu sunt generale. Mesajele generale sunt de la oameni, oricine ar fi ei. Dumnezeu vorbește cu subiect și predicat și ceea ce vorbește Dumnezeu se poate verifica. M-auziți? Ce vorbesc oamenii nu se pot verifica. Auzi, am văzut. Ce-ai? Nu știe ce-am văzut. Dar ce-ai? N-am înțeles nimic. Lasă. Dumnezeu vorbește explicit, Dumnezeu vorbește clar și ce vorbește Dumnezeu se poate verifica și se împlinește. Amin. Și sunt aici să stric ca și dumneavoastră, lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Mâine la poarta Samariei se va vinde o floare de făină cu atâta și orzul cu atâta. Clar, mâine la ceasul acesta. Și acolo era împăratul, era situația care v-am povestit-o, despre care știți, și Biblia spune că era și un om învățat, un om pregătit, probabil, unul pe care îl rezema capul împăratul, pe mâna căruia își rezema capul împăratul. Și omul acela, cu logică, cu școală, a zis, dacă face Dumnezeu pe fereste în cer, așa ceva nu se poate întâmpla. Și mesajul a fost, ochii tăi vor vedea, dar nu vei avea parte de ele. De ce? Că nu l-ai crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Și vă citesc împlinirea, puteți să lecturați acasă, versetul 16. Poporul a ieșit, a jefuit tabăra sirienilor, s-a văzut o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de ors cu un siclu. După cuvântul Domnului, mărit să fie Domnul, că ceea ce spune Dumnezeu se face, ceea ce poruncește Dumnezeu se împlinește, El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi, că-i Dumnezeu, le are toate la îndemână și strigăm în această seară, glorificat să fie numele Lui, glorificat să fie numele Lui. Și împăratul o dat îngrijirea porții, pentru că poporul flămând o dat buzna, i-o dat îngrijirea porții acestui om, care era călărețul pe care își rezema capul împărat. Și Biblia spune, și veți citi în Biblie în continuare, poporul a călcat în picioare și a murit. De ce? Că nu l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Credeți dumneavoastră cuvântul Domnului? Amin. Îl credem noi pe Dumnezeu pe cuvânt? Amin. Toți îl credem. Măriți să fie Domnul. Amin. Haideți să ne uităm puțin să facem o verificare în Isaia capitolul 55, versetul 7. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care... Când iartă Domnul? Când? În seara aceasta. Îl crezi pe Domnul pe cuvânt? Crezi că Domnul te poate ierta în această seară? Crezi că Domnul te poate elibera în această seară? Crezi că Domnul îți poate vindeca mintea și ochii și inima în această seară? Crezi că Domnul în această seară îți poate să-ți aducă eliberare și biruință? Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Frați și surori, Iona a venit cu un mesaj pe care foarte complicat, nu oricine îl putea predica. Dacă mie mi-ar fi dat Domnul un mesaj să viu la Elim în această seară, mesajul lui Iona, iertați-mă, nu veneam. Cum să te duci într-o localitate de 120.000 de oameni și să transmiți mesajul acesta încă 40 de zile și toți care sunteți 120.000 de oameni veți fi niște cadavre? Fără nicio perspectivă, fără nicio o posibilitate, fără nicio speranță. În seara aceasta Domnul mi-a dat harul ca să vă aduc mesajul iertării. Pentru că Domnul încă este îmbrăcat în haine de milă, este plin de îndurare și vrea să ne elibereze, să ne vindece sufletele și să ne dea putere și biruință, lăudat să fie numele Lui. Oamenii din Ninive, citesc în cuvântul lui Dumnezeu, au auzit mesajul lui Iona. Știți ce au făcut? Au crezut în Dumnezeu. Ăștia nu erau oameni buni într-o stare de rutină, de obișnuință. Când au auzit mesajul acesta, au crezut în Dumnezeu, s-au prăbușit înaintea Domnului și au pus saci pe ei, cenușă, au auzit împăratul și ăsta s-a pus la rol, la rugăciune, la post și ăsta s-a coborât de pe scaunul lui și a dat un ordin și a spus, oamenii și vitele, copiii și femeile, bătrânii și tinerii, să nu mănânce nimic, ci tot să strângem cu putere către Dumnezeu. Poate Dumnezeu va avea milă de noi. Și la Biblie spune, Dumnezeu a văzut ce făceau ei, pentru că Duhul Sfânt este prezent în această seară, pentru că Domnul te cercetează în această seară, tu ai nevoie de iertare, tu ai nevoie de eliberare, tu ai nevoie de biruință și vede Domnul ce vei face în această seară și mă rog ca Duhul Sfânt să te cerceteze, să te prăbușești în fața crucii lui Hristos în seara aceasta și să pleci din locul acesta printre cei cu fădrea iertată și cu păcatul acoperit și să fii plin de bucuria mântuirii. Și biserica Domnului spune, amin, lucrează Doamne. Petru a găsit calea iertării.
În al treilea rând, pentru că Petru a evadat. Biblia spune, a ieșit afară. Uneori trebuie să evadăm din sistemele noastre. Uneori trebuie să evadăm din carapacea noastră. Uneori trebuie să evadăm din automulțumirea noastră. Am construit așa o nepăsare, o gândire, o formă în relația noastră cu biserica, cu Dumnezeu. Uneori suntem atât de melancolici, așa de indiferenți. E nevoie de o trezire spirituală. E nevoie de o trezire spirituală. Amin. În familia mea e nevoie de o trezire spirituală. Amin. În familia ta e nevoie de o trezire spirituală. Amin. E nevoie ca Dumnezeu să ne mai cerceteze încă o dată. E nevoie ca Domnul să aprindă biserica Lui în vremea aceasta. E nevoie ca Dumnezeu să ne ajute să evadăm, frați și surori, și să ieșim și să venim în prezența Domnului. Doamne, dă-ne putere! Nu-i simplu să evadezi după ce ți-ai construit un confort al tău. Slujirea înseamnă să-ți abandonezi confortul. Da. Slujirea înseamnă expunere. Toți oamenii lui Dumnezeu să slujească a fost nevoit să se expună. Dar cel mai elocvent model, exemplu, este Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Filipeni, capitolul 2, ne spune, n-a socotit un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Știți ce a făcut? S-a expus, oameni buni, a venit în lumea noastră, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Vreți să strigăm din toată inima, lăudat să fie Domnul Iisus? Lăudat să fie Domnul Iisus! De aceea Dumnezeu l-a înălțat, nespus de mult, și a dat numele mai presus de orice nume, mai presus de doamna von der Leyen, mai presus de domnul Biden sau de domnul Trump, mai presus de tovarășul Putin, are numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca numele lui să plece orice genunchi a celor din cer, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, și biserica să spună din toată inima, Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Mărit să fie numele Lui. Este nevoie să evadezi. Este nevoie să ieși din carapacea ta. Este nevoie să ieși din confortul tău. Este nevoie să ieși din locul acela protejat pe care ți l-ai construit și să vii în prezența Domnului. Și mă rog în această seară, Doamne, dă-ne putere și biruință. Iertarea o găsești atunci când te expui. Iertarea o găsești atunci când ești gata să evadezi din zona ta și să vii în prezența lui Dumnezeu. Și mă rog în seara aceasta, Doamne, cercetează-ne. Să renunțăm la sisteme religioase, la forme și la tradiții. Pot fi ele și penticostale, și să vim în prezența lui Dumnezeu care trăiește, să vină Duhul Sfânt peste noi, să ne trezească prezența lui Dumnezeu, să ne ridice Domnul o stare după voia Lui și să spunem, Doamne, lucrează și dă-ne biruință, mărire lui Dumnezeu. Când femeia aceea păcătoasă, Fapte, capitolul 36, poate nu dormea noaptea, poate avea deja depresie, poate avea deja gânduri negre, poate de sinucidere. Știți câți oameni se sinucid pe Terra într-un an de zile, spun statisticile? 1 milion de oameni. Clujul are aproximativ 500.000. De două ori populația Clujului se sinucid în fiecare an. Vă puteți imagina? La o seară de rugăciune, nu acum când am avut stăruință, când am avut zilele acelea de rugăciune între Crăciun și Anul Nou, cum spunem noi anul trecut, țin minte că a venit un frate, chemăm oamenii lui Dumnezeu care transmit mesaje profetice din partea Domnului, și țin minte că la una dintre rugăciuni a fost o lucrare. Tânărule care ai venit în adunare cu lucruri străine în buzunar. Așa-ți vorbește Domnul. Când am auzit lucrarea aceea, dar noi eram la rugăciune, oameni, la 2 zile de rugăciune. Era fratele Beni Cibu cu câteva sute de tineri, erau frați, oameni, 1000 de oameni în biserica noastră care se rugau.
Unii au mers acasă că n-au încăput, atât a fost de aglomerați. Când am auzit lucrarea aceea, în inima mea, l-am deconsiderat pe fratele, deși îl știu bine, că e un om al lui Dumnezeu, un om serios. L-am apreciat până atunci și l-apreciez și acum. Dar în momentele acelea am zis, mă, ceva nu e în regulă. Și Domnul a spus, acele lucruri străine te duc la moarte, la moartea fizică. Și când s-a terminat rugăciunea, spre surprinderea noastră, un tânăr la vreo 30 de ani aproximativ a țâșnit de undeva din spate și a venit până în față. Avea mâna ridicată sus și plângea. Și a zis, tânărul acela cu lucruri străine în buzunar, sunt eu. Rugați-vă pentru mine ca Domnul să mă elibereze. Femeia aceasta avea o frământare, avea o neliniște, a ignorat toate codurile bunelor manieri. Apropo, când v-ați vizitat ultima dată un frate din biserică fără să-l sunați? Dar cine mai vizitează pe cineva fără să anunțe? Când ai privit ultimii musafiri fără să știi, numai așa să dea buzna în casă? Nu mai există așa ceva. Eu am crescut la țară, domnule, la țară noi nu aveam nici măcar garduri. Nu că nu puteam să punem niște les acolo, dar nu erau nevoie de gard, nu știu, așa era atunci. Când vecinul nu-și găsea furca, o găsea la noi la poiată. Nu era nicio problemă. Când noi nu ne găseam secură, era la el la tăietor. Mergeam și o luam de la tăietor. Până și vecina, noi ne jucam prin curte. Mă, unde e mamă? Dar nu e acasă. Zic, i-am luat oala aia. Dar mama n-avea trei seturi de oale, avea două oale. Într-o zi una era cu cartofi, cu fasole, eu știu, iar o zeamă de nu știu care, gulaș de cartofi și oala de la capăt. Nu era mare filozofie. Așa era atunci. Vecinii se vedeau la noi, povesteam. Acum când mă duc la mine în sat, un sătuc de 150 de fumuri, aproximativ. Dom'le, și pe ștraif, cu calul. Oamenii la telefon, pe bicicletă. Nu mai pot saluta pe nimeni. Vorbesc prin Australia, te mir pe un. Nu te salută nimeni. Păi când eu eram copil, dacă nu salutam pe Badea Gheorghe și el nu uita să-i spună la tata, păi data viitoare, de la 100 de metri, spuneam, bună ziua, Badea Gheorghe! Că știam eu de ce. Acum, mai vin și eu, trei copii, salut, câte eu nu mai sunt bine, domnul Vasile, ziua bună, nu te întreabă-ți. Nu mai. Femeia asta calcă toate codurile bunelor maniere, intră în casă, oameni buni. Păi dacă fariseul s-ar fi întâlnit cu ea pe stradă, imediat trecea pe partea, Doamne ferește să se atingă de el. Ele erau spălări. Și acum, dintr-o dată, o vede că intră în casa lui, făcut niște ochi mari. Dar ea nu confundă, nu merge nici la Petru, nici la alt ucenic. Ea se așează la picioarele Domnului. Avea o durere, o frământare prin spate. Îi cuprinde picioarele. Le îmbrățișează. Le sărută. Plânge. Îi le stropește cu lacrimile ei. Le șterge cu părul capului. Și omul judec. Dacă ar fi proroc, nu ar lăsa să se atingă nenorocit. Cine e asta? Asta e o traseistă, asta e una de pe stradă. N-ar lăsa-o să se atingă de el. Și în timp ce el își frământa mintea, Domnul care cunoaște toate gândurile, slăvit să fie numele Lui. Simone, vreau să spun ceva. Unul o da bani împrumul la unul, puțin la altul mult. Într-o zi i-o ierta pe amândoi. Care va iubi? Cel căruia i-o ierta mai mult. Vezi-o pe femeia aceasta. De când au intrat în casa ta, nu mi-ai dat nici sărutare, nici lighean, nici spălare, nici nu m-ai tratat cum vă tratați voi. Ea n-a încetat să plângă, să-mi șterge picioarele, să le sărute. De aceea, păcatele ei care sunt multe, sunt iertate. De ce? Pentru că a evadat, pentru că a ieșit din carapacea ei, pentru că a venit, s-a prăbușit în fața Domnului sau la picioarele Domnului. Și seara aceasta Hristos este prezent aici în adunare. Și seara aceasta Domnul te cheamă să ieși din sistemul tău și să te apropii de El cu credință. Și Domnul vrea să vindece ochii în această seară. Domnul vrea să vindece minți în această seară. Domnul vrea să vindece inimi în această seară. Domnul vrea să aducă iertare și eliberare. Domnul vrea să dea bucuria mântuirii. Hristos vrea să facă în această seară să relege legături care sunt întrerupte. Vrea Domnul să te cerceteze din nou prin Duhul Sfânt. Vrea Domnul să te lege din nou de cer în seara aceasta. Lăudați să fie numele Lui, că e Dumnezeul care poate.
Și în ultimul rând vreau să spun, Petru a găsit calea iertării, pentru că Biblia spune, a ieșit afară și o conștiință vinovată s-a dezlănțuit. Dar îmi place ce surprinde evanghelistul Luca în capitolul 22 din scrierea lui la versetul 11, la versetul 20, în 22, versetul 61. Auziți ce spune Luca? A fost un moment înainte ca Petru să iasă afară. S-a întâmplat ceva. Ce ar vrea să se întâmple în seara aceasta la Elim, aici la Bruxelles. Pentru că Domnul Iisus este prezent aici. Aleluia. Pentru că Domnul privește spre tine, spre tine, spre dumneata, spre mine. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Știți ce s-a întâmplat? S-a intersectat privirea Domnului cu privirea lui Petru. Și o cântare veche care nu prea se mai cântă, poate voi mai cântați, că mai păstrați un sistem mai clasic de cântare, vă felicit pentru asta. Spunea, cu Iisus vreau să stau de vorbă. Atunci când suntem numai noi, să-i spun ce n-am mai spus la nimeni. Și apoi, și continuă versul și spune, când te uiți în fața Lui și îl vezi lăclimând, chiar de-ai fi dușmanul Lui, te trezești plângând. Privirea aceea Domnului l-a străfulgerat pe Petru. Și Petru a ieșit afară și, ascultați-mă, o conștiință vinovată s-a dezlănțuit. Și Petru a plâns. Și Petru a plâns. Și Petru a plâns cu amar. M-am săturat să fac poze la botezuri. Nu mai vreau să fac poze. M-am săturat să fiu filmat. M-am săturat să văd flori. M-am săturat să văd zâmbete. M-am săturat. Și am spus-o și o spun. Mi-e dor să văd oameni în lacrimi. Mi-e dor să văd oameni care se pocăiesc prăbușiți. Mi-e dor să văd oameni care se întorc la Domnul plângând de bucurie, sub cercetarea Duhului Sfânt. Mi-e dor să văd inimi zdrobite, pentru că specialistul care se ocupă de inimi zdrobite este Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Și în Isaia, capitolul 57, versetul 15, Domnul transmitea mesajul acesta pe care vreau să vi-l citesc și auziți ce spunea cuvântul lui Dumnezeu și este valabil pentru mine și pentru dumneavoastră în această seară. Căci așa vorbește Cel Preanalt, a cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie și spunem slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Dar sunt și cu cel cu inima, cu Duhul zdrobit, cu inima smerită, să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătesc inimile zdrobite. Lăudat să fie Domnul! Ești prezent la Elim în această seară, ești aici în adunare și poate zâmbești așa americănește și vrei să transmiți un mesaj că totul este bine, dar inima ta este zdrobită, inima ta este apăsată. Hristos vrea să te vindece în seara aceasta, Hristos vrea să te ridice în seara aceasta, Hristos vrea să-ți dea o nouă dimensiune și o nouă perspectivă a vieții tale în seara aceasta, Hristos vrea să te prindă de mână în această seară, Hristos vrea să-ți dea putere în această seară, Hristos vrea să-ți dea biruință în această seară, pentru că Lui îi pasă de tine și de dumneata. Mărit să fie Domnul! Mărit să fie Domnul! Domnul este prezent în adunare să te ierte, să-ți dea biruință, să-ți dea harul iertării și să-ți dea garanția mântuirii și strigăm glorificat să fie numele Lui. Doi împărați, vi amintesc înainte să închei, care au păcătuit, Saul și David. După părerea mea, am și eu o părere, Saul a păcătuit mai puțin grav decât David. Așa cred eu. Pot fi și alte păreri. David a păcătuit mult mai grav decât Saul. Și pe Saul Domnul îl leapădă
Și pe David Domnul îl iartă. Și vă întreb, este Dumnezeu nedrept? Da? Nu este nedrept. Dumnezeu este drept. Când Saul păcătuiește, el își găsește țapii spășitori, alții vinovați. Când Saul păcătuiește, vrea cinste. Asta e obiectivul lui. Să mă cinstești în fața poporului. Dar când David l-a primit pe Nathan, prietenul lui, a venit așa în delegație și a început să-i spună o poveste. Că la David îi plăceau poveștile. Așa cum la unii frați le plac așa povestirile. Și eu dacă mai zic câte o întâmplare, mă duc anul viitor în aceeași localitate la evangelizare, mă mai oprește câte un frate. Zice, dumneata, ne-ai spus povestea aia. Bă, dar am predicat-o în ceas, nu mai știi nimic, numai povestea aia a rămas. Că le plac poveștile. Și la David îi plăceau poveștile. Când a intrat Nata la el, a început să-i spună o poveste. Împărate, undeva într-o cetate, nu departe de noi, de aici, era unul care avea o singură mielușea. Cu ea se culca, cu ea mergea la plimbare, cu ea mânca din aceeași farfurie. Era, domnule, era nelipsită de sufletul lui. Așa erau de bine legați, o iubea ca pe sufletul lui. Imaginează-ți că vecinul lui avea multe mielușele, mulți oi, mulți boi, multe turme. Și când au venit niște musafiri ca să petreacă în casa celui bogat, nu s-a îndurat, domnule, să sacrifice una din multele lui animale sau mielușele. Cu forța s-a dus și a luat-o de la sânul cel care avea una singură și o sacrifica. Păi în timp ce-i povestea, la David i s-a urcat adrenalina. Cred că s-a roșit la față, s-a enervat, s-a ridicat în picioare. Și a zis, omul ăla e vrednic de moarte. Și să dea înapoi patru. Numai că ascultați-mă, când e vorba de păcat, Dumnezeu nu are prieteni. Dumnezeu renunță la oricine atunci când e vorba de păcat. Că Dumnezeu este bun, este drept și este sfânt. Slăvit să fie numele Lui. În locul meu și în locul tău aduce 10.000, 100.000, 1.000.000. Pentru că El toate le are la îndemână. Dumnezeu poate fără mine, eu nu pot fără Dumnezeu. Dumnezeu poate fără oricare dintre noi, noi nu putem fără Dumnezeu. Domnul nu depinde de mine, eu depind întru totul de El. Slăvit să fie numele Lui. Și în următoarele momente, degetul profetului s-a îndreptat spre împărat și a zis, omul acela, ești tu. O mai rămas pe poziție? O mai zis, omul este vremnic de moarte? S-o prăbușit. S-o coborât de pe scaunul lui cu fața la pământ. Și mesajul Domnului a fost, nu vei muri. Domnul te iartă. Că seara aceasta la Elim nu-i seara osândei, nici pentru priviri care n-ar fi trebuit să fie, nici pentru vorbiri ne la locul lor, nici pentru mesaje, nici pentru gânduri, nici pentru atitudini. În seara aceasta este seara iertării. Aleluia. În seara aceasta este seara harului. În seara aceasta este seara îndurării. Aleluia. În seara aceasta este seara când se mai scriu nume în cartea vieții. În seara aceasta Hristos mai are milă de tine, mai are milă de dumneata, mai are milă de noi, mai are milă de fiii risipitori, mai are milă de fiecare. În seara aceasta Domnul mai dă iertare, mai dă putere, mai dă biruință. De aceea vă invit să stăm ridicați. Am putea să cântăm o cântare, nu știu dacă se știe cântarea Iartă-mă, iartă-mă Dumnezeul meu. Dacă nu se știe cântarea asta, să cântăm o altă cântare. Și în timpul acestei cântări, ar vrea să ne coborâm fiecare noi înșine. Eu nu m-am lepădat ca și Petru, dar poate altfel l-am supărat pe Domnul. Noi toți am păcătuit, oameni buni. Noi toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, dar îndurarea Domnului este în adunare. Haideți în față, haideți să cântăm. Haideți, fraților, haideți aici în față. Haideți să cântăm cu toată biserica. Și în această seară să plecăm eliberați de Domnul, vindecați de Domnul, ridicați de Domnul. Și Domnul care este aici să ne dea putere. Cântăm cu toată biserica și apoi ne rugăm. Și Domnul care este prezent aici să ne dea har și biruință. Slăvit să fie El.